Lăudat să fie Domnul. Vă rog să vă așezați. Frați și surori, prin îndurarea Domnului, iată-ne în această zi, la început de iunie, în Casa Domnului, bucuroși de harul pe care ne l-a dat Domnul, pentru că vreau să nu uităm nicio clipă. E un har să fim în casa Domnului. Oamenii care nu sunt astăzi aici nu au decât de pierdut. Noi avem numai de câștigat. Sunt sigur că unii am venit obosiți. Eu sunt unul dintre ei. Dar aici Dumnezeu este cel ce ne împrospătează. Aici Dumnezeu este cel ce ne binecuvântează. Am fost atent la cuvântul pe care ne l-a dat domnul prin fratele Marius, un cuvânt absolut necesar pentru noi toți. Și vreau să vă încurajez astăzi pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă rog să nu uitați: dacă Dumnezeu ne-a chemat la rugăciune, este pentru că rugăciunea face atât de mult bine sufletului nostru. M-am bucurat și marțea asta, și marțea cealaltă. Chiar făceam o remarcă către fratele Eusebiu și am zis: Uite că sunt mulți care au venit la rugăciune. Slavit să fie Domnul pentru cei ce vin marțea la rugăciune. Ei au numai de câștigat și cei ce nu vin au numai de pierdut. Domnul să-i binecuvânteze pe toți cei ce vin și Domnul să-i binecuvânteze și pe cei ce n-au reușit să vină, dar ar trebui să vină. Dragii mei, de ce e importantă rugăciunea? Ni s-au spus atâtea lucruri frumoase astăzi. Dar vreau să știți ceva. Știți ce face rugăciunea cu noi în termeni simpli? Ne schimbă focusul. Nu vedeți dumneavoastră că avem necazuri, avem probleme? Și vine diavolul și ne face să ne uităm numai la probleme. Și când ne uităm la probleme, wow, e grozav, ne chinuie, ne frământă, nu dormim noaptea. Dar rugăciunea. Ne face să luăm privirea de la probleme și să o ridicăm spre Domnul. Și ăsta e cel mai mare har. De aceea, frații mei, surorile mele, în cămăruță, în adunare și în orice loc, veniți să căutăm să fim oameni ai rugăciunii. În această seară, aș vrea să continui o temă pe care de ceva vreme, în ultimele trei predici pe care le-am ținut aici în biserică, am căutat să arătăm și să înțelegem că un creștin matur spiritual înțelege că are dușmani. Dar dușmanii lui nu sunt carnea și sângele, ci căpeteniile, stăpânirile celui rău. Și am avut o lecție numită să ne cunoaștem dușmanul. Am avut o lecție intitulată Lucrarea dușmanului împotriva minții și o lecție intitulată Lucrarea dușmanului împotriva trupului. În această seară aș vrea să continuăm în același registru și să vedem Lucrarea dușmanului împotriva voinței. Voi începe cu o întrebare la care vă rog nu ezitați să dați răspuns. Care a fost cel mai mare păcat al lui David? Vă rog, îndrăzniți, cel mai mare păcat al lui David. Hai că știți, că sunteți cititori de Scriptură. Curaj, curaj că-i voie. Să vă numesc eu? Haideți că suntem la studiu biblic. Cel mai mare păcat al lui David, sau n-a făcut păcate David? Ziceți, un păcat al lui David. Curvia, zice cineva. Este vreun păcat al lui David mai mare decât curvia. Uciderea, zice cineva. Când David a păcătuit cu Batșeba, a venit Nathan la el și după ce l-a convins Nathan că el este omul acela, știți ce a zis David? Am păcătuit împotriva Domnului. Cine știe câți oameni au murit din cauza păcatului lui David, acestui păcat? Câți? Păi a murit Urie întâi, nu? Din cauza că el a păcătuit. Altfel n-ar fi murit Urie, unul dintre vitejii lui David. A murit copilul care i s-a născut lui David, nu? Vă rog să nu uitați că David a zis în fața lui Nathan, omul acela care a luat mielușaua este dator să dea patru miei în schimb. Și patru din copiii lui David au murit a fost, pe lângă Urie, unul dintre vitejii lui David, a fost fiul lui David care s-a născut din păcat, și anume copilașul născut din Batșeba. Apoi, aduceți-vă aminte de Amnon, care a murit? După Amnon, cine a murit? Absalom. Și mai târziu, când David, de fapt, își încheia viața pe pământ, moare Adonia. Știți în ce context? Pentru că voia să dea împărăția, s-a cerut împărăția pentru Adonia și atunci Adonia a fost cel de-al patrulea care a murit. Drept e Domnul. Totuși în această seară vreau să vă spun despre un păcat al lui David mai mare decât păcatul acesta. Uitați-vă că nimeni n-a zis despre asta. Este un păcat pe care l-a făcut David și ști, știți câți oameni au murit după păcatul acesta? 70.000 de oameni din Israel. Care a fost păcatul acela? Numărătoarea poporului. Despre asta vorbim mai rar. Știți ce a zis David atunci când a fost confruntat cu acest păcat? Dacă atunci când a fost confruntat cu păcatul cu Batșeba a zis, am păcătuit împotriva Domnului, acum David zice, am săvârșit un mare păcat. Dragii mei, ca să înțelegem un pic cum stau lucrurile, vă rog să mă îngăduiți, să vă citesc câteva versete selectiv din 1 Cronici 21. Ia uitați-vă ce zice aici cuvântul Domnului. Satana s-a sculat împotriva lui Israel și a țițat pe David să facă numărătoarea lui Israel. Cine l-a țițat pe David să facă numărătoarea lui Israel? Fraților, suntem la studiu biblic, curaj! Satan, sigur! Și David a zis lui Ioab căpetenie, și căpeteniilor poporului, duceți-vă de faceți numărătoarea lui Israel de la Berșeba până la Dan și spuneți-mi ca să știu la cât se ridică numărul poporului, voia să știe David cât supuși are, cât soldați are, cât o șten luptă pentru el. Și apoi uitați-vă de la versetul 7, zice porunca aceasta pe care a dat-o David n-a plăcut lui Dumnezeu care a lovit pe Israel. Și David a zis lui Dumnezeu, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum iartă, fără, lege, fără de legea robului tău, că căci am lucrat cu, în totul ca un nebun. Și apoi uitați-vă de la versetul 14 începând. Domnul a trimis ciuma în Israel și au căzut 70.000 de oameni din Israel. Dumnezeu a trimis un înger la Ierusalim ca să-l nimicească și pe când îl nimicea Domnul s-a uitat și a părut rău de răul acesta și a zis îngerului care nimicea, destul, acum trageți mâna înapoi, îngerul Domnului stătea lângă area lui Ornan Iebusitul. David a ridicat ochii și a văzut pe îngerul Domnului stând între pământ și cer și ținând în mână sabia scoasă și întorsă împotriva Ierusalimului. Atunci David și bătrânii înveliți cu saci au căzut cu fața la pământ. Și David a zis lui Dumnezeu, oare n-am poruncit eu numărătoarea poporului? Eu am păcătuit și am făcut răul acesta, dar oile acestea ce-au făcut oare? Doamne Dumnezeul meu, mâna ta să fie dar peste mine și peste casa tatălui meu și să nu piardă pe poporul tău. Îngerul Domnului a spus lui Gat să vorbească lui David să se suie să ridice un altar Domnului în area lui Ornan Iebusitul. David s-a suit după cuvântul pe care îl spusese gat în numele Domnului. Dragii mei, în această seară, așa cum am spus, vrem să ne uităm la lucrarea diavolului, la lucrarea dușmanului împotriva voinței omenești. Ținta lui Satan. Asta este primul punct al predicii. Ținta lui Satan este adesea voința noastră. Voința ta, voința mea, voința fiecăruia dintre noi. Știți ce vrea să facă Satan? Să pună stăpânire pe voința noastră, să o controleze, să controleze voința omului. Vedeți? Am vorbit despre Eva cum a încercat să pună stăpânire pe mintea ei. Am vorbit despre Iov cum a încercat să lovească în trupul lui. însă dragii mei, de această dată, în cazul lui David, Satan nu l-a lovit în mintea lui, nu l-a lovit nici în trupul lui, ci Satan îl lovește în voința lui. Și aș vrea să înțelegeți fiecare dintre dumneavoastră că atunci când diavolul reușește să pună stăpânire pe voința unui om, de fapt a acaparat totul. Când voința omului este în stăpânirea diavolului, diavolul face cu el ce vrea. Știți când a făcut David numărătoarea poporului? Când era în culmea succesului. Dacă veți uita în capitolul de dinainte și uitați-vă acasă, vă prinde bine. Veți vedea că David a câștigat o coroană. David a câștigat câteva biruințe, câteva victorii importante. Ce l-a determinat pe David care avea victorii importante să facă acest păcat? A venit și i-a șoptit satana la ureche și a spus, uită-te numai să vezi cât de tare ești, să vezi cât de mare ești, să vezi cât de puternic ești. Numărăți oștenii, numărăți poporul care ți se supune. Dragii mei, în această seară aș vrea să învățăm câteva lucruri despre voință, pentru că nu e drept niciodată să subestimăm voința noastră. În viața de credință, voința este esențială. Poate m-ați auzit de multe ori spunând în biserică, acest adevăr pe care îl cred pe deplin, viața de credință se bazează pe voință, nu pe emoție. Acum, dragii mei, când zic că niciodată nu trebuie să subestimăm voința, vă rog să luați în calcul că sunt oameni care își zic credincioși, care își bazează credința doar pe intelectul lor. Au o. Credință foarte intelectuală. O credință care le satisface mintea, dar care nu le schimbă viața. Și lucrul acesta este trist. Știu Biblia, se ceartă cu tine cu versete biblice, dacă vrei, dar viața lor nu e schimbată de fel. Apoi, există o categorie de oameni care își bazează credința pe emoții. Știți cum sunt aceștia? Atunci e Domnul prezent în adunare când ei au simțit că au trecut fiorii prin ei. Atunci e prezent Domnul în adunare. Cine își bazează credința pe emoții, știți cum e viața de credință a acelui om? Tot suișuri și zice, wow, ce grozav a fost. Așa am simțit, frate, după aceea când nu mai simte nimic, îl vezi că și e terminat cu totul. Însă, dragii mei, aș vrea să înțelegem în această seară că Dumnezeu vrea să avem o credință care se cuprindă întreaga noastră ființă: rațiunea, sentimentele și voința. Ce era să ziceți amin. Viața de credință este bazată cu precădere pe voință. Cum trebuie să-L iubim pe Domnul? Cine știe? Tot vreau să vă dezgheți. Tot vreau să vă dezgheți. Cea mai mare poruncă, care este? Curaj că-i voie. Și bărbați, și femei. Cea mai mare poruncă este să. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cum? Cu toată inima. Știți ce înseamnă asta? Cu toate emoțiile tale cu emoție, să pui emoție, să pui sentiment acolo. Să iubești pe Domnul cu toată inima ta, să-l iubești pe Domnul cu tot cugetul tău. Ce înseamnă asta? Să-l iubești cu rațiunea ta, cu intelectul tău. Dar mai zice ceva, să-l iubești pe Domnul și cu toată puterea ta. Știți ce înseamnă asta? Toată voința să fie implicată în a-l iubi pe Domnul. Frați și surori, Duhul Sfânt vrea să pregătească mintea noastră prin cuvânt. Asta vrea Duhul Sfânt, să o pregătească prin cuvânt. Duhul Sfânt vrea să ne inspire inima cu emoții alese, cu sentimente de dragoste pentru Dumnezeu și apoi tot Duhul Sfânt vrea să ne întărească voința punând-o în acord cu voia lui Dumnezeu. De-abia când voința noastră este în acord cu voia lui Dumnezeu, și vom vedea, asta vrem să învățăm în această seară, de-abia atunci omul lui Dumnezeu este echilibrat, când voința lui este în acord cu voia lui Dumnezeu. Dacă pun accentul pe voință în această seară și spun că viața de credință se bazează pe voință, nu pe emoție, că eram îndemnat să ne rugăm Domnului. Dacă ne rugăm numai când simțim a ne ruga. Știți când simțim a ne ruga? Când trecem printr-un necaz sau când ne cercetează într-un mod special Duhul Domnului. Dar dacă viața noastră de rugăciune e numai când ne cercetează Duhul Domnului și numai când trecem prin necaz, e suficientă rugăciunea în viața noastră. Scriptura zice rugați-vă ne încetat. Ce înseamnă asta? că voința noastră trebuie să exercite o disciplină a rugăciunii și aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi, ne vom ruga lui Dumnezeu indiferent de ce simțim, indiferent de circumstanțe, ne vom ruga lui Dumnezeu pentru că Domnul ne-a chemat să ne rugăm. Vă rog să nu uitați, voința este importantă pentru că ea ne ajută la formarea caracterului nostru. Adică, când spun voința, deciziile pe care le luăm datorită voinței noastre, ele formează caracterul nostru. Ce decizie luăm în momente de criză? Aceea va spune cum este caracterul nostru. De aceea spun, voința este nespus de importantă. Botezul se face printr-un legământ, un jurământ care se face acolo în apa botezului. Ce se spune în jurământul acela, în legământul din apa botezului? Voi sluji pe Domnul câte vreme? Când simt fiori în mine, îl voi sluji pe Domnul? Îl voi sluji pe Domnul atunci când uh, uh, voi simți cercetarea Duhului? Nu. Îl voi sluji pe Domnul în toate zilele vieții mele, până la sfârșitul zilelor. E un legământ care implică voința trebuie să vă spun ceva. Eu un pic sunt deranjat la botez și frate Eusebiu, te rog, un pic să accentuez asta. De ce? Poate vi se pare ciudat și veți zice fratele în e destul de spiritual. Sunt unii care la botez fac așa. Pentru câtă vreme îl vei sluji pe Domnul? Zice, cu ajutorul Domnului toată viața. E drept că cu ajutorul Domnului, numai cu ajutorul Lui putem să facem orice. Numai că la al sluji pe Domnul, Domnul totdeauna ne ajută. Dar în apa botezului se cere să se audă legământul voinței. Vrea voința ta, că după aia vine și se ascunde păi nu m-a ajutat Domnul să-L slujesc. Nu, dragii mei, voința noastră trebuie să fie implicată 100% la căsătorie. Și acolo e un legământ. Tot un legământ al voinței. Pentru câtă vreme vrei să fii un soț după modelul lui Hristos, o soție care corespunde chemării biblice a bisericii în raport cu Hristos? Pentru câtă vreme? Este o antrenare a voinței noastre și voința noastră trebuie să spună în termeni cât se poate de clar. Eu sunt hotărât ca toată viața să fac asta. Și ascultați-mă bine, și la botez, Domnul ajută! Să nu zică cineva, nu m-a Domnul să trăiesc ca un credincios. Domnul te ajută să trăiești ca un credincios, numai că nu te-ai lăsat pe mâna Domnului, te-ai lăsat pe mâna dușmanului. Domnul te ajută să fii un soț credincios, numai că în loc să stai înaintea Domnului, poate ai început să te uiți în stânga și în dreapta, ceea ce nu e în regulă. Și la botez și la căsătorie este implicată voința. De asemenea, dragii mei, rugăciunea trebuie să fie un act al voinței, ascultarea de Domnul trebuie să fie un act al voinței, dragostea creștină trebuie să fie un act al voinței. Unde credeți dumneavoastră? Dumnezeu ne poruncește să iubim. Poți porunci sentimentelor? Nu se poruncește sentimentelor, se poruncește voinței. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău se iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ce înseamnă dragostea aceasta pe care o vrea Domnul de la noi? Chiar dacă am mai spus și în alte rânduri, Dumnezeu, dragii mei, ne lasă modelul iubirii. Credeți dumneavoastră că lui Dumnezeu îi place de toți oamenii de pe pământ? nu îi place, vă asigur eu, dar iubește pe oamenii de pe pământ. Dumnezeu iubește lumea, dar asta nu înseamnă că îi place de ei. Și atunci, ce înseamnă, dragii mei, dragostea creștină? Să iubești pe apropele tău ca pe tine însuți. Da, da, Doamne, nu-mi place de el. Și ce dacă nu-ți place? Trebuie să faci faptele iubirii. Asta face Dumnezeu. Să faci faptele iubirii cu acela de care poate nu-ți place. Să faci faptele iubirii când ai de-a face, poate nu-ți place să petreci timp cu el. Și te înțeleg dar când ai de-a face cu el, trebuie să faci faptele iubirii. O vorbă frumoasă, o atitudine bună, un cuvânt folositor. Toate acestea te fac împlinitor al poruncii lui Dumnezeu care zice să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Știți dumneavoastră că păcatul lui Lucifer a fost un păcat al voinței? Noi am mai vorbit aici, tocmai în, în seria aceasta de predici, Uitați-vă în Isaia 14. Lucifer zice așa, zice Isaia 14 cu 13. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, mă voi sui în cer. mă voi ridica. Uitați-vă ce angajamente își făcea ale voinței. Mă voi sui în cer. îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miază nopții și versetul 14. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Observați dumneavoastră că păcatul lui Lucifer a fost un păcat al voinței? Frați și surori, Dumnezeu vrea să ne aducă la ascultare de El. Și Dumnezeu dorește ca noi să trăim viața sub călăuzirea Duhului Sfânt. Satan se luptă împotriva tuturor celor ce vor să se supună voie lui Dumnezeu. De aceea vorbim astăzi despre lucrarea dușmanului împotriva voinței. Ținta lui Satan este voința. Arma pe care o folosește Satan este și de data aceasta mândria. Mândria. David se simțea foarte important când Satana a venit să-i spune să numere poporul. Se simțea foarte important. A căpătat o coroană în plus. David se simțea important. Vă rog, vă rog, uitați-vă acasă câte biruințe a avut David. A câștigat multe bătălii, David. Dar a pierdut războiul cel mare. Vă rog să nu uitați că Satan a venit la David și știți ce a făcut? I-a umflat ego-ul. Ați văzut din astea gonflabile. L-a gonflat pe David. S-a primit cunună, coronă, ai câștigat biruințe și îl gonfla tot mai mult pe David. A început să creadă David că este cineva, a dat poruncă cu toate că Ioab, fiți atenți, Ioab i-a zis, dar de ce vrei să numeri poporul? A încercat, David să a încercat Ioab să l împiedice să facă păcatul acesta, dar David era foarte hotărât. Păcatul lui David cu Batsheba a fost un păcat săvârșit în trup. Însă când a numărat poporul păcatul lui David, a alimentat orgoliul lui și mândria lui, a fost un păcat săvârșit în duh. E important să ne păzim de păcate în trup, dar e important să ne păzim și de păcate în duh zice 2 Corinteni 7 cu 1. Pune pe ecran cuvântul acesta care ne va fi de mare folos. 2 Corinteni, capitolul 7 cu versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe prea obiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Și întinăciunea cărnii e periculoasă și întinăciunea Duhului este periculoasă. Așadar, frații mei, surorile mele, trebuie să ne păstrăm curăția și la nivel trupesc și la nivel spiritual, duhovnicesc. Pilda fiului risipitor este foarte cunoscută. Fiul risipitor s-a dus și a cheltuit averea cu femei stricate și așa mai departe. Fiul risipitor a păcătuit în trup. așa -i? Fratele lui de acasă, ăla cum se cadele, ăla care când se termină pilda, el rămâne afară în întuneric. Că nu putea să se bucure cu fratele său care s-a întors. Avea și eu la păcate. Cândva am predicat și aici în biserică despre păcatele fiului cel mare și am pus vreo șapte pe tapet. Mândrie. Eu am stat și am lucrat și am făcut invidie, răutate și câte și mai câte. Toate acestea păcate ale Duhului se numesc. Dragii mei, în cazul lui David, mândria, acest păcat spiritual intră întotdeauna în tactica de luptă a diavolului lui Satan. Eva a fost înșelată în mintea ei, Iov a fost lovit în trupul lui, dar iată mândria în cazul acesta, și nu numai în cazul acesta. Uitați-vă cu mândrie cum ispitește diavolul pe atâția oameni. De altfel, și pe Eva a ispitit-o cu mândrie. Veți fi ca Dumnezeu. De altfel, și pe Iov l-a ispitit cu mândrie. Pentru că Iov dintr-o dată simte nevoia să se îndreptățească în fața prietenilor săi. L-a ispitit cu asta. Și pe Domnul Isus l-a ispitit cu mândrie. Adică i-a zis. Ia dacă sari odată de pe streașina templului și nu ți se întâmplă nimic, să vezi cum te aplaudă tot, să vezi ce grozav ești. Sau toate împărățiile astea ți le dau ție. Însă nu a căzut Domnul în plasa celui rău. Dragii mei, unul dintre marile pericole ale succesului este mândria. E un mare pericol, dragii mei. Mândria este aceea care caută să-L glorifice pe om și să jefuiască din Dumnezeu ceea ce îi se cuvine numai lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 5, cu 5 și 6. Ia uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și apoi zice versetul următor, Smeriți-vă dar sub mâna tare a Lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui, El să vă înalțe. Poate v zice cineva, de ce așa de gravă numărătoarea poporului? Și Moise a făcut numărătoarea poporului, nu știți? Vă rog să vă uitați în Sfânta Scriptură, în Exod la 30, capitolul 30 din Exod, de la versetul 11, acolo Dumnezeu îi poruncește lui Moise și zice: Numără poporul. Dar știți cu ce scop l-a pus Dumnezeu să numere poporul? Ca să știe Israel câte suflete a răscumpărat Domnul și să-l glorifice pe Dumnezeu pentru asta. Însă, când David a făcut numărătoarea poporului, a fost nu să știe oamenii că sunt datori lui Dumnezeu, ci să știe el, David, cât supuș are și cât o luptă pentru el. Dragii mei, ținta lui Satan este voința noastră, vă rog să nu uitați, arma lui Satan este mândria, scopul lui Satan, știți care e scopul lui când luptă și țintește în voința noastră? Vrea să te facă să te simți independent față de voia Domnului. Să gândești independent de Dumnezeu, să acționezi independent de Dumnezeu. Vă rog să mă înțelegeți, frații mei și surorile mele. Dumnezeu l-a făcut pe om să fie o ființă dependentă. Noi nu putem trăi. Dacă suntem realești, realiști, frații mei, noi nu putem să tragem o gură de aer fără ajutorul Domnului. V-am spus și altă dată, am stat în spitalul Victor Babes lângă cineva care avea geamul deschis la căpătuiul lui, geamul larg deschis și făcea așa. N-am aer. Noi nu putem trage aer în piept fără ajutorul Domnului. Inima noastră nu poate să bată fără ajutorul Domnului. Dumnezeu ne-a făcut ființe dependente de Dumnezeu. Și știți ceva? Ne-a făcut Dumnezeu dependenți și unii de alții. De aceea omul este o ființă relațională. Ce frumos predica Apostolul Pavel, vorbind despre dependența de Dumnezeu, în fapte la capitolul 17 cu 28, predica și zicea așa, căci în el avem viața, mișcarea și ființa. În el avem toate. Satan, însă, vrea să ne facă să gândim, să vorbim și să acționăm în mod independent de Domnul. Dacă reușește asta, atunci îți controlează viața cu atâta ușurință. O mică recapitulare. Satan atacă mintea Evei ca să o facă să fie ignorantă, neștiutoare. Și ne neînțeleaptă cu privire la voia lui Dumnezeu. Satan atacă trupul lui Iov ca să-l facă să-și piardă răbdarea în fața voiei lui Dumnezeu pentru el. Și Satan atacă voința lui David ca să-l facă să gândească independent de voia Domnului. Să zic că voia Domnului este să nu număr, dar eu număr ca să văd cât de puternic sunt. Dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi să rămânem în această joi seara cu acest gând. Trebuie să căutăm, să aflăm voia lui Dumnezeu și să o aplicăm în viața noastră. Dar vă rog să fiți atenți. Am fost tânăr și am îmbătrânit și am văzut multe. Când e voia, vorba de căutarea voiei lui Dumnezeu, noi trebuie să o căutăm, dar cum trebuie să o căutăm? Să fim foarte atenți. Știți că sunt unii care se laudă, frate, eu până și când mă îmbrac acasă, eu întreb pe Domnul, Doamne, să fie asta maro sau să fie aia neagră. Frații mei, să nu ne jucăm cu Domnul și cu voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne vorbește ca să se joace cu glumițele noastre și cu curiozitățile noastre. Ci, dragii mei, Dumnezeu ne-a învățat să gândim în acord cu voia lui Dumnezeu. Și asta este maturitatea spirituală. Să gândești în acord cu voia lui Dumnezeu. Să stai când pleci de acasă și să zici, Doamne, haina mea, nu cumva îl împingem în păcat pe fratele meu? felul în care mă îmbrac. E un mod care înseamnă bun simț cu adevărat în vremea de acum? Aduc eu slavă numelui tău prin felul în care mă îmbrac, prin felul în care mă port? Nu trebuie să auzi glas din cer care îți zice, ia-o pe aia maro. Nu, ci trebuie să înțelegi că trebuie să te îmbraci în așa fel încât să fii plăcut Domnului și plăcut oamenilor care îl iubesc pe Domnul. Mă doare, frații mei, și trebuie să mărturisesc și de data aceasta, mă doare să văd oameni care poartă numele de credincioși și care se poartă ca și cum n-ar fi auzit niciodată cam care-i voia lui Dumnezeu pentru ei. Ar trebui să le spui ca unor copii mici. Nu e cazul, dragii mei, Duhul Sfânt când este în noi, El ne va învăța toate lucrurile zice Scriptura, inclusiv cât de lungă să ți fie rochia, inclusiv cât de strâmt să ți fie pantalonii, inclusiv cât de tare să ți se vadă gleznișoarele și așa mai departe. Dragul meu, înțelege în această zi că Duhul Sfânt este cel ce lucrează în noi împlinirea voiei lui Dumnezeu și tocmai de aceea aș vrea astăzi să înțelegem fiecare dintre noi Că dacă David a fost cândva victimă a poftei ochilor, a stat și s-a uitat, a contemplat-o pe Batsheba, a fost apoi victimă a poftei firii pământești când a căzut în păcat cu Batsheba, iată-l acum, victima alăudăroșiei vieții, pentru că a vrut să arate cine este el. Frații mei și surorile mele, vă rog să mă înțelegeți bine. Nici un om de pe pământul acesta nu poate trăi independent de Dumnezeu. E o iluzie pe care diavolul o insuflă unora sau altora. Nimeni nu poate trăi fără Dumnezeu și fără lucrarea lui Dumnezeu în viața lui. Nu putem fi independenți de Dumnezeu. Însă, dragii mei, prea adesea succesul ne umflă penele și vai, ne suflă vântul dacă lăsăm ca succesul să ne umfle penele. Dacă ai succes, ai succes pentru că Domnul ți-l-a dat. Dragii mei, laudele oamenilor pot să-ți umfle de asemenea egoul și te fac să cazi. Nu te lăsăm bătat de cap de laudele oamenilor, vă rog să mă înțelegeți. Oamenii știu să fie lingușitori oamenii știu să facă complimente goale. Nu te lăsa împins în prăpastie de laudele oamenilor. Mai zic ceva. Știți că și bine cuvântările lui Dumnezeu, dacă nu sunt înțelese așa cum trebuie, pot să te arunce în prăpastie? Era unul cu ceva vreme în urmă, mă lămurea pe mine că el trebuie să fie ordinat și îmi spunea așa, frate, să vă arăt cifra mea de afaceri. Ca să vedeți cât m-a binecuvântat Domnul pe mine. Și când veți vedea ce tare m-a binecuvântat pe mine, Domnul, înțelegeți că... <laughs> și a trebuit să-i zic, frate drag, îmi pare rău, dar chemarea în lucrare nu e după cifra de afaceri. E cu totul și cu totul altceva. E chemarea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că binecuvântările acestea, dacă nu le gestionezi corect, te răstornă în prăpastie și îți fac pagubă pentru vecii vecilor. Uitați-vă, știți că în Biblie scrie despre un împărat cu numele Ozia? Dacă n-ați citit despre asta, vă rog să citiți despre Ozia în 2 Cronici 2:6. Vă citesc două versete despre Ozia. Ascultați. 2 Cronici 2:6 cu 15 și 16. Zice despre el Scriptura, a făcut la Ierusalim mașini scodite de un meșter care aveau să fie așezate pe turnuri și pe unghiuri ca să arunce săgeți pietre mari. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat până ce a ajuns foarte puternic. Și versetul 16, dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Nu e trist? A fost binecuvântat și binecuvântările negestionate corect și neînțelese corect l-au dus la pieire. Aduceți-vă aminte că Domnul a vorbit lui Moise și a zis, spune copiilor lui Israel, Deuteronom 6, cu 10 și 11, Domnul Dumnezeu te va face să intri în țara pe care a jurat părinților tăi lui Avram, lui Isaac și lui Iacov că ți-o va da. Vei stăpâni cetăți mari și bune pe care nu tu le-ai zidit case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puțuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii și măslin pe care nu tu i-ai sădit. Când vei mânca și te vei sătura, vezi să nu uiți pe Domnul. De ce spune Moise asta? Pentru că în mijlocul binecuvântării suntem tentați să ne îmbătăm de cap și să credem că noi suntem ceva. O, cât de înțelept a fost Apostolul Pavel! care la un moment dat se lupta cu un țepuș pe care îl avea în carne. Și știți la ce concluzie ajunge Pavel? Când sunt slab, atunci sunt tare. Când sunt slab, atunci sunt tare. Ținta lui Satan, voința. Arma lui Satan, mândria. Scopul lui Satan, independența noastră față de voia lui Dumnezeu. Și acum, dragii mei, vreau să spun care este scăparea noastră. Apărarea ta. Plinătatea Duhului. Puteți toți să ziceți plinătatea Duhului? Plinătatea Duhului. Asta e soluția, dragii mei. Mândria este o armă din calea afară de perfidă și periculoasă. Și este foarte subtilă. Ca să învingem mândria, avem nevoie de o armă mult mai tare decât mândria. Și asta este puterea Duhului Sfânt. Dragii mei, vreau să vă aduc aminte. Noi nu avem cu ce ne lăuda. Dar avem pentru ce lăuda pe Domnul. Mântuirea, știți de la cine e? De la Domnul nu e noastră, nu putem să ne lăudăm cu ea. Sfințirea, de unde e? Tot de la Domnul. Slujirea pe care noi o facem, într-un fel sau altul, e o slujire pe care Domnul o face prin noi. Așadar, dragii mei, ca să putem fi biruitori, vă aduc aminte două versete din Scriptură. Romani, capitolul 12, 1 și 2. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Observați dumneavoastră, trupurile voastre, acolo atacă diavolul, în trup l-a atacat pe Iov, ca să-și piardă răbdarea. Mintea voastră trebuie înnoită pentru că acolo a atacat-o pe Eva, în mintea ei. Și mintea trebuie înnoită ca să nu poată fi nimicită de nimicitorul, de diavolul. Și apoi, deosebirea Voiei lui Dumnezeu este esențială. Dragii mei, în fiecare zi trebuie să fim atenți la aceste lucruri. Să fim atenți la aceste lucruri. Pentru că diavolul atacă și arma lui este mândria. S-a dus odată un om, un om prosper de afaceri, s-a dus în biserica lui de unde a crescut el, a ajuns în biserica în care a crescut. După ani mulți a venit, era deja un cunoscut om de afaceri și păstorul l-a chemat și a zis să dăm un cuvânt de salut. Și a început fratele om de afaceri așa A zis Dumnezeu m-a binecuvântat Am crescut aici între voi Dumnezeu m-a binecuvântat Am plecat Mi-a dat Domnul toate lucrurile de care am nevoie Nu duc lipsă de nimic Toate mi le-a dat Domnul Mi-a dat bani așa de mulți Încât pot ajuta și lucrarea lui Dumnezeu Mi-a dat Dumnezeu așa de mult Ce ar mai fi putut oare să-mi dea mie Dumnezeu Și un bătrân de acolo din spate Din sală, a zis O doză în plus de smerenie mai putea să-ți dea Domnul. Dragii mei, noi toți avem nevoie să umblăm smeriți. Tot ce avem, avem de la Domnul. Și de aceea veniți să ne rugăm în această seară și să zicem, Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Umple-ne, Doamne, cu Duhul Sfânt. Pentru că nu putem, fără Duhul Sfânt, să învingem arma lui Satan, care este mândria. Nu putem face fața atacurilor Lui asupra voinței noastre. A sopra minzi nostre, a sopra trupolo nostro.